Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru interesul pe care îl manifestați prin participarea la această conferință. Suntem deosebiți de onorați să avem prezența în județul nostru astăzi a domnului viceprim-ministru și ministrul dezvoltării regionale, domnul Paul Stănescu, și a domnului Marius Nica, ministru delegat pentru fonduri europene. Le spunem bun venit! Îl avem alături de noi și pe domnul director general al ADR Nord-Est, domnul Vasile Asandei. Am deosebită bucurie să vă anunț că anul acesta am atras și semnăm pentru județul nostru cele mai mari investiții în infrastructură din istoria Consiliului Județean Neamț. Respectiv de la înființarea acestei instituții, în valoare totală de 380 de milioane de lei noi. Am convingerea că subiectele pe care le abordăm astăzi vor fi de interes pentru cetățenii județului Neamț, astfel încât îi voi da cuvântul domnului viceprim-ministru Paul Stănescu. Vă rog, domnule viceprim-ministru. Mulțumesc! Bună ziua! Domnule președinte, să știți că și noi suntem onorați să fim astăzi la Neamț, împreună cu domnul ministru Nica. Și vreau să vă spun că la mine, de când am fost investit să coordonez Ministerul Dezvoltării Regionale și fondurilor europene, este prima vizită în teritoriu, dacă pot spune așa, și îmi face mare bucurie să fiu astăzi în județul Neamț, alături de dumneavoastră, domnule președinte, pentru că, într-adevăr, ce spuneați mai înainte, într-adevăr, cred că sunt cele mai mari investiții după 90, nu numai la Consiliul Județean, dar și pentru întreg județul. Și suntem într-un județ, într-adevăr, care merită aceste lucruri, din foarte multe puncte de vedere. Sigur, atât fondurile, și acum știți, fondurile pe care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin PNDL, Programul Național Dezvoltare Locală, așa spus direct, și bineînțeles aici cu domnul ca fondurile europene, sunt foarte importante pentru dezvoltarea nu numai județului Neamț, a țării noastre, a României. Cel puțin pe PNDL, în a doua parte, deja sunt alocați din credite de angajament 30 de miliarde de lei, o sumă extraordinar de mare, spun eu. Cred că niciun program nu a avut o asemenea sumă. Și revenind la județul Neamț, vreau să vă spun câteva lucruri importante pentru că trebuie să le știe toată lumea. PNDL-ul, știți bine că a avut două etape. Etapa întâi, unde pentru județul Neamț au fost alocate 566 de milioane de lei. Sigur, dumneavoastră stați foarte bine, deci din punctul de vedere al absorției, dacă vă spun acestor fonduri guvernamentale, stați foarte bine. Din cele 194 de proiecte pe care le-ați avut, de obiective care le-ați avut, cred că mai aveți doar un 20% și finalizat și tot ce înseamnă partea întâi a PNDL-ului. În etapa a doua, pentru județul Neamț, au fost alocate 789 de milioane, mai precis 789, 330 milioane lei, o sumă la fel de importantă, spun eu, care nu este numai pentru Consiliul Județean și pentru majoritatea OAT-urilor. Cred că fiecare OAT din județul Neamț are cel puțin un proiect pe acest program. Revenind la Consiliul Județean, Consiliul Județean are 57 de proiecte, domnule președinte, a semnat 10, astăzi semnăm 19, suma totală alocată pe Consiliul Județean, contractele care vor urma să le semnăm în perioada imediat următoare, deci total sumă, vorbim la Consiliul Județean, 323.167.413 lei. O sumă foarte importantă, așa cum îmi spunea domnul președinte, că, virgulă, nu prea stați bine cu drumurile județene, da. Podurile, aveți multe investiții care sunt necesare, mai mult pentru că județul Neamț e un județ turistic, unde vine foarte, foarte multă lume și necesară nu numai pentru locuitori, dar în primul rând pentru comunitățile de Neamț,
dar și pentru cei care vin în județul Neamț, traversează județul Neamț sau vin ca turiști în acest județ. Eu abia aștept să semnăm toate aceste contracte, cât de repede să le semnăm, diferența de la 29 la 57, cât de repede să le semnăm. Domnul ministru Nica te așteaptă în continuare, așa că suntem lângă Neamț, de-aia a venit. Guvernul României este lângă județul Neamț și lângă președintele Consiliului Județean Neamț. Mulțumesc mult, domnule viceprim-ministru. Cu siguranță, eu am convingerea că în maxim o lună terminăm de semnat toate cele 57 de proiecte pe care Consiliul Județean Neamț le-a depus la Ministerul Dezvoltării și sperăm că în primăvară județul Neamț să fie un adevărat șantier, pentru că nemțenii și noi, deopotrivă, vrem să avem un județ cu o infrastructură pusă la punct și pentru că merităm să avem un județ cu o infrastructură pusă la punct. Mulțumesc. În continuare vreau să-i dau cuvântul domnului Marius Nicra, ministrul Fondurilor Europene. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Aș dori în primul rând să le mulțumesc colegilor mei din Ministerul Fondurilor Europene și Dezvoltării Regionale, precum și colegilor dumneavoastră din cadrul Consiliului Județean. Cu efortul lor a fost posibilă semnarea acestui contract astăzi. Este un contract important pentru județ, dar și pentru regiune. După cum bine știți, finanțăm în această perioadă acele investiții care cuplează zonele din România la coridoarele de transport europene. Vorbim de aproximativ 60 de kilometri de drumuri județene care vor fi reabilitate, modernizate. Vor deservi aproximativ 11 localități și vă doresc mult succes în implementarea acestui proiect. Așa cum la nivel politic, împreună cu domnul viceprim-ministru, ne-am asumat ca până la sfârșitul acestui an să semnăm toate contractele de drumuri județene în țară. Pentru regiunea Nord-Est, veștile sunt bune, întrucât până la sfârșitul anului ne-am asumat că vom semna și în celelalte județe și mă refer aici la Vaslui, Botoșani și Bacău. Vă mulțumesc și mult succes în implementarea acestor proiecte. Mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc pentru susținerea pe care am avut-o în a implementa acest proiect pe fonduri europene, extrem de important pentru economia județului Neamț. În continuare, aș vrea să-i dau cuvântul domnului director Hasan de să vă spună câteva cuvinte, după care o să fac o prezentare a proiectelor. Mulțumesc, domnule președinte, mate domnule viceprim-ministru, domnule ministru, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est face și eforturi deosebite în acest proces complex de dezvoltare. Programul operațional regional este complementar cu PNDL-ul prezentat de domnul viceprim-ministru. Cu acest proiect pe care îl semnăm astăzi, pot spune că ajungem în capul listei ca sumă contractată la nivelul programului operațional regional. Așa cum ați spus, vom contracta toate drumurile. Avem 4 drumuri strategice în regiune. Avem o solicitare foarte mare de monumente istorice. Zile trecute am semnat Mănăstirea Taslău, după cum știți. Mai avem câteva proiecte în așteptare și sper că le vom semna în viitorul apropiat. Suntem foarte interesați ca toate aceste proiecte să intre efectiv în operă și suntem convinși că asta se va întâmpla. Împreună cu colegii noștri de la Consiliul Județean Neamț, de la celelalte Consiliul Județene și de la primării, sunt convins că vom reuși să ne atingem obiectivele pentru anul acesta și pentru anul viitor, acelea de a aduce cheltuieli și respectiv de a atrage fondurile care ne sunt dedicate. Mulțumesc Consiliul Județean Neamț pentru efortul depus, pentru realizarea acestui proiect. Mulțumesc și colegilor mei care au făcut o muncă foarte intensă în toată această perioadă. Am prelucrat circa 1000 de proiecte depuse în cadrul agenției și în continuare suntem cu motoarele turate la maxim, așa fel încât să ne atingem obiectivele. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule director. În continuare aș vrea să fac o prezentare a proiectelor pe care le implementăm, pentru a ști cu toții care sunt zonele pe care facem investiții și care sunt proiectele pe care urmează să le implementăm în județul Neamț. Pentru început vă voi prezenta proiectul Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3. Este proiectul pe fonduri europene, Neamț-Bacău, reabilitare și modernizare axei de transport Piatra Neamț, Mărgineni, Făurei, Horia, Ion Creangă, Icușești, limita cu județul Bacău. Valoarea proiectului este de 144.772.187 de lei, vechi respectiv 32 de milioane de euro. Proiectul a fost depus în cadrul apelului de proiectare POR 2014-2020, axa prioritară 6.
Obiectivul general al proiectului constituie îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului rural, asigurarea siguranței și fluenței traficului existent în conformitate cu prevederile legale și reglementările tehnice în vigoare. Este o zonă aflată în zona de sud-est a județului și are o lungime de 70,6 km, din care sunt propus spre realizare prin acest proiect 60,4 km. După cum urmează, drumul județean DJ-157 Horia-Piatra Neamț, cu o lungime totală de 47 de km, asigurând legătura între localitățile Horia, Trifești, Giurești, Climești, Făurei, Mărgineni, Dochia, Izvoare, Piatra Neamț. Drumul județean 207C Horia-Ion Creangă, cu o lungime totală de 7,1 km, asigurând legătura între localitățile Horia, Cotu Vameș și Ion Creangă. Și drumul județean 207D, cu o lungime totală de 28 de km, din localitatea Sagna până în localitatea Bătrânești, limita cu județul Bacău. Așa cum am mai spus, acest drum are o importanță majoră din punct de vedere economic, readuce în actualitate un drum istoric ce leagă județele Brăila, Galați, Vaslui, Neamț și mai departe pe Valea Muntelui. A doua noutate a zilei se referă la cele 19 contracte de finanțare prin PNDL 2 pe care le semnăm astăzi împreună cu domnul viceprim-ministru Stănescu, în valoare totală de 196.820.981 de lei, adică 43.056.000 euro. Aceste 19 contracte vizează modernizarea sau consolidarea a 11 tronsoane de drumuri județene cu o lungime totală de aproape 70 de kilometri și 8 poduri de pe rețeaua județeană de drumuri, după cum urmează. Consolidare DJ-280 Bâra Stănița. Cred că le aveți și dumneavoastră, nu știu dacă vi le-am dat, da? Bâra Stănița este un drum în lungime de 4,3 km cu o valoare de 7,8 milioane lei. Consolidare drum județean DJ-155F. Acesta este axialul pe care îl așteptăm de 30 de ani. Da, chiar este un drum pe care tot județul așteaptă reabilitat de 30 de ani. Cu o valoare de 29.588.887 de lei. Așadar, reușim să reabilităm axialul și să facem din Ceahlău și muntele nostru drag o zonă extrem de atractivă pentru turiști. Mai avem modernizare DJ-155M Târpești-Țolici în valoare de 3,3 milioane lei. Modernizare DJ-209B Mălin-Stănișoara-Borca în valoare de 15.412.368 de lei. Cu acest drum județean suntem deja în licitație, nu? Și urmează să avem câștigătorul. Deci aici o să reușim să tragem bani cât de repede. Este un drum extrem de important pentru Neamț, pentru că alături de acest tronson de drum de 7 km, mai semnăm astăzi și celălalt segment care face legătura cu Suceava în valoare de 38.228.000, modernizare drum județean 209B de la kilometru 33 la kilometru 44. Așadar 50 și ceva de milioane pe care le investim pe un drum județean care leagă Neamțul de Suceava. De asemenea, Suceava are o investiție de 40 de milioane pe zona lor de județ și facem ca acest drum județean care leagă și scurtează foarte mult căile de acces spre Suceava să fie reabilitat complet și de noi și de județul Suceava. Modernizare DJ-126
7A. De asemenea, un drum extrem de important pentru județul Neamț, care face legătura între județul Neamț prin Bicazul Ardelean, de comuna Tulgheș din județul Harghita și de asemenea scurtează foarte mult căile de acces spre Ardeal prin Bicazul Ardelean. Am avut o întâlnire acum 2 săptămâni cu președintele Consiliului Județean Harghita la Bruxelles și a rămas să facem o discuție pentru ca și ei să introducă pe lista de priorități și de investiții drumul județean care e pe teritoriul județului Harghita pentru a avea acest tronson de drum reabilitat complet. Este foarte important pentru cetățenii județului Neamț și nu numai, pentru toată Moldova, pentru că e o cale de acces spre Harghita mult mai scurtă decât prin partea înaltă. Modernizarea drum județean 155B pe raza comunei Bahna. 18.482.000. După cum presa știe foarte bine, este un drum județean cu foarte mari probleme. Personal am fost anul trecut acolo și ați fost o parte din dumneavoastră cu mine. Este un drum județean, cred că unul din cele mai problematice drumuri județene din județ și așa cum am promis oamenilor atunci, uitați că astăzi semnăm contractul de finanțare în lungime totală de 3,5 km și așa cum am spus are o valoare de 18.482.000 de lei. Modernizare drum județean 155G, comuna Bodești, 11.774.000. Modernizare drum județean 207A, care leagă comuna Sagna, comuna Băra și comuna Boghicea, tot pe zona Romanului, în valoare de 3.193.000. De asemenea, tot pe zona Sagna-Gădinți, avem modernizare drum județean 207D, cu o valoare de 14.103.000, în lungime totală de 5,5 km. Pe raza comunei Dragomirești și comuna Bârgăoane avem modernizare drum județean 208P în valoare de 16.741.000 și 6,6 km. Așa cum am spus că am ajuns la el, modernizare drum județean 209B leagă Borca de Suceava în valoare de 38 de milioane, 10,4 km. După care avem poduri în comuna Vânător, modernizare pod pe DJ 157F la Mănăstirea Sihăstria, valoare 860.000, modernizare pod DJ 157F peste pârâul alb-negru la Secu, 637.000, modernizare pod DJ 157E la Mănăstirea Sihăstria, 637.000, modernizare pod peste DJ 157G la comuna Răucești, 860.000, modernizare pod peste DJ 155F în orașul Bicaz, este podul care face legătura spre axial. În comuna Păstrăvene avem un pod pe DJ 155I de 1.727.000, reabilitare pod pe DJ 155J în valoare de 4.218.000 și reabilitare pod pe DJ 155J, comuna Grumăzești, 2.426.000. Valoarea totală a proiectelor pe care le semnăm astăzi, așa cum am mai spus, este de 196.820.981 lei și lungimea totală a tronsoanelor 69,7 km. De asemenea, vreau să vă prezint proiectele pe care le avem semnate deja și o parte din proiecte sunt deja în curs de execuție, se lucrează la ele. La comuna Bicazul Ardelean, modernizare DJ 127, 2,4 milioane lei. La comuna Drăgănești, modernizare DJ 155B, 3 milioane de lei. La comuna Petricani,
și Comuna Urecheni, modernizare DG-155B, Bodești, Urecheni, Drăgănești, 4,6 milioane de lei. Comuna Tupilaț, modernizare DG-155I, 1,4 milioane. La Comuna Pârgăoani, modernizare DG-155I, 2 milioane. Un drum județean care leagă Ghindăoanul de Grumăzești, DG-155L, 4,34 milioane. La Comuna Girov, care leagă Dochia, modernizare DG-157H, 1,4 milioane. Comuna Bahna, modernizare DG-159B, Izvoare Bahna, 1,1 milioane. Comuna Stănița, modernizare DG-280, Stănița Chicerea, 2,1 milioane. Și ultimul, reabilitare, modernizare DG-157C, Bișoara, Scăricica Bisericani, de la Alexandru cel Bun, un drum județean în lungime de 6,6 km, în valoare de 16 milioane de lei. Deci total proiecte semnate deja, 38.705.000. Așadar, cum am mai spus, în acest moment vorbim de investiții majore în infrastructura rutieră a județului Neamț, în valoare de 380 de milioane de lei, 298.327 de lei. În primul rând vreau să mulțumesc Guvernului României, domnilor miniștri prezenți astăzi aici, la Neamț, pentru sprijinul pe care mi-l acordă și mi l-au acordat pentru a reuși să implementăm acest proiect și a dezvolta județul Neamț. Și îl face mult mai vizibil pe harta României și din punct de vedere turistic, cât și din punct de vedere economic. Mulțumesc pentru sprijinul competent Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, domnului Vasile Sandei. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean Neamț. Vreau să vă spun, domnule viceprim-ministru, domnule ministru, că am aici la Neamț o echipă extraordinară de oameni serioși, oameni muncitori și oameni cu care am reușit să implementăm într-un timp de un an jumătate proiecte că nu s-au implementat niciodată în județul Neamț și vreau să le mulțumesc, ei sunt de acolo. Echipa, vreau să vă ridicați, să vă vadă toată lumea. Da. Ei sunt oamenii cu care lucrez în Consiliul Județean și vreau să le mulțumesc încă o dată. Vreau să mulțumesc... Da. Vreau să mulțumesc de asemenea tuturor celor care m-au susținut și m-au ajutat să implementez aceste proiecte și nu numai, care mă susțin și mă ajută în a reuși să facem din județul Neamț locul în care să ne simțim acasă, județul unde să ne fie drag să trăim, să stăm și să fim mândri deopotrivă că suntem locuitori ai județului Neamț. Mulțumesc și presei pentru sprijinul pe care mi l-au acordat mereu și au susținut atunci când a trebuit orice proiect și au mediatizat așa cum trebuie orice acțiune a Consiliului Județean Neamț. Deopotrivă mulțumesc neamțenilor pentru că ne sprijină și vreau să-i asigur de tot respectul meu și vreau să le mulțumesc că ne sunt alături, pentru că avem nevoie să simțim sprijinul nemțenilor. Ei ne motivează să muncim așa cum o facem uneori și colegii mei știu și până la 12 noaptea, dar eu spun că asta e menirea noastră și asta e misiunea noastră aici la Consiliul Județean Neamț, să muncim și să facem din județul Neamț, așa cum am mai spus, locul în care să ne simțim acasă. Vă mulțumesc! Dacă vreți să mai spuneți, domnule viceprim-ministru, vă rog. Și eu. Domnule președinte, și eu vă felicit pe toți. Sigur, sunt lucruri extraordinare pe care le faceți. Ce vreau să înțelegeți? Un lucru foarte important pentru noi toți. Tot ce semnăm astăzi, vreau să vă spun că toate fondurile sunt alocate pentru ce semnăm astăzi. Vreau să vă mai spun un lucru. Cel puțin pe PNDL nu există factură care să nu fie plătită ca timp în cel mult 2 săptămâni. Ăsta e tipul maxim în care se plătește. Deci decontarea va fi foarte, foarte rapid. Acum contează ce constructori veți avea, cum se vor
desfășura lucrurile, pentru că banii sunt alocați și e foarte important. Dacă mâine veniți cu factura, cel mult 2 săptămâni, ăsta e maximul. Poate să fie și în 3 zile, poate să fie și 2 săptămâni, dar ăsta e maximul. Bă, PNDL discutând de contarea sumelor pentru toate obiectivele care le avem în județul Neamț. Și eu vă felicit și vă urez mult succes, domnule președinte. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru. În ultimul rând, vreau să-i mulțumesc și administratorului public al județului pentru sprijin și pentru faptul că se implică foarte mult în proiectele județului Neamț. Întrebări. N-avem? Nu vreți să semnăm contractele? Semnăm contractele și după aia întrebări, da? Okay. Bun. Atunci haideți să semnăm contractele și... contractele pentru da. Că... pentru că cu domnul ministru Nica Căpai unul singur. Aici da. Mai mult. Cu domnul ministru Nica Căpai unul singur, da? Da. Să cerem ajutorul, da. Dacă nu, să cerem ajutorul. Domnule președinte, vă doresc mult succes în implementarea acestui proiect. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Succes, domnule președinte, și mulțumesc pentru sprijin. Mulțumesc, domnule ministru. Acum să semnăm aici contractele pe PNDL. Aici avem, PNDL. Aici mai, avem multe. Mai multe. Mai multe. Vreau să le despărțim. Da. Aveți dreptate. Tate, noroc! Așadar, am semnat și contractele. În continuare așteptăm întrebările dumneavoastră. Avem o întrebare, fiind vorba de o sumă atât de mare și atât de multe proiecte. Vă spun că ați făcut tot felul de studii de impact. Ați făcut și un studiu de impact emoțional asupra celor care până acum au pus în continuu că nu se face nimic? Este un impact devastator. Cred că studiile astea fac alt. Studiul ăsta cred că îl face... Îl fac alții, știu, de ăsta
Sigur, așa cum știți, în programul de guvernare suntem hotărâți la nivel de partid, la nivel de coaliție să ducem până la capăt al literam și eu sunt convins, cel puțin eu sunt convins, dar cred că toți colegii mei sunt convins că vom reuși acest lucru și tot ce am spus noi în programul de guvernare sau tot ce am scris în programul de guvernare în următoarea perioadă, lucrurile se vor îndeplini și până la urmă menirea noastră a guvernului e ca lucrurile să o ducă mai bine, asta e tot. Nu e niciun secret aici și sunt convins că se va întâmpla lucrul ăsta. Sigur, sunt și voci care nu, sunt și oameni care nu cred, care spun altceva, dar noi suntem convins de acest lucru și vom merge până la capăt cu tot ce am scris în acel program de guvernare, care până la urmă, dacă vreți, e ca un fel de Biblia partidului și a coaliției aflată la asta la guvernare. Răspunsul e simplu. Apropo de ce se întâmplă astăzi, avem cifre, avem bani, vom avea constructori fericiți, că asta e menirea să-și facă business-ul. Ce faceți în continuare cu fenomenul în care uzul de contestație se transformă în abuz de contestație? Noi la Neamț am avut într-un mandat anterior un drum mare, de finanțare mare, care a fost amânat un an, Tazlău Rozov, tocmai pentru că cineva s-a ajutat la contestația, având un portofoliu mai mare în contestație decât în lucrări. Este un fenomen în România. Avem o analiză la nivelul guvernului și luăm cu seriozitate în considerare să reintroducem acea garanție pe care o solicităm celui care vrea să depună o contestație. Știți foarte bine că ea a mai fost odată prevăzută în legislația națională, a fost declarată neconstituțională, dar a fost declarat neconstituțional actul prin care îi reții acea sumă, dar nu și obligația de a o depune efectiv la momentul în care face o contestație. Prin urmare, analizăm și până la sfârșitul anului dorim să reintroducem acest mecanism. Chiar dacă nu-i rețin banii, el, fiind contestatator de meserie, se duce la mai multe proceduri, depune contestație, dar va trebui să depună și sumele respective pe care le va avea blocate până la momentul soluționării contestației. Am avut această discuție și la nivelul Comisiei Europene. Atunci când acest procedeu a fost declarat neconstituțional, au fost mai multe state membre, și Ungaria și alte state în care s-a luat această decizie. Dar analizăm să le introducem cel puțin din punct de vedere al depunerii garanției. Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți, apropo de contestații, dar de tip altul de contestații, vis-a-vis de fenomenul care de acțiunea care se întâmplă astăzi, sunt voci la adversarii coaliției de guvernare pe care ați menționat-o, chiar printre analiști, nu e favorabil, dar ilați, care spun că astfel de evenimente sunt un fel de contraatac de imagine apropo de mitingurile care se încălzesc, se pregătesc, se... Cum comentați, oricare? Sigur de comentat acest lucru. Opoziția își face treaba ei de opoziție, pentru că e firesc lucrul ăsta. Sigur, suntem niște oameni liberi, după 1989, fiecare se manifestă, sigur, în limitele legale, cum dorește. Noi, am spus mai înainte, noi facem exact ce am spus. Asta trebuie să facem. Noi să ne ținem de cuvânt în primul rând. Cred că e cel mai important lucru. Și atunci, toți cetățenii țării, dacă noi ne vom ține de cuvânt, sigur, toate criticile care sunt la ora asta, vedem ce se întâmplă, mergem înainte. Și astfel de acțiuni veți mai vedea la Neamț, indiferent dacă ei vor mai face meeting-uri sau nu. Adică... Aș vrea să completez pe colegul Dan Ciolinca vis-a-vis de contestații. Unele sunt îndreptățite, dat fiind faptul că cei care participă la diverse licitații merg cu niște prețuri extraordinar de mici, clar lucru nici lucrările pe care le vor face nu au o calitate corespunzătoare. Cei care vin de pe locul 2 cu niște sume mai mari și justificate în lucrările respective, clar au și dreptul de a face contestație. Vor exista niște sume minime pentru lucrări sub care să nu se coboare pentru o calitate superioară? Spun. Nu știu, dacă e posibil, pentru că sunt foarte multe firme care vin cu prețuri foarte mici. Da. E destul de dificil de stabilit în legislație un prag minim până la care un operator poate fi declarat eligibil sau nu, având în vedere că vorbim de diferite contracte, diferite proceduri, diferite obiective de investiții și atunci dacă pui un prag, o să te trezești ca la o investiție de 100.000 de euro, ar trebui să pui prea multe praguri în legislație.
Autoritatea contractantă are acest atribut de a analiza și de a evalua dacă oferta pe care un operator economic, dacă oferta depusă de operatorul economic este și sustenabilă, este fundamentată, pentru că trebuie să prezinți contracte de muncă, utilaje, resurse umane, materiale. La fel de adevărat este și este un fenomen că sub acest aspect al fricii, care în România este un fenomen, majoritatea autorităților contractante preferă să-l declare câștigător pe cel care a venit cu prețul cel mai mic, pentru că știe că nimeni nu o să vină să-l tragă la răspundere de ce a făcut acest lucru. Și atunci este un fenomen la nivel național. Cei din autoritățile contractante preferă să atribuie contractul celui cu prețul cel mai mic, chiar dacă în sinea lui poate consideră că nu va avea capacitatea economică și financiară de a duce lucrarea la capăt. Și vreau să-l completez pe domnul ministru Nica numai puțin. La nivelul guvernului există deja o gândire pentru a interveni în legea IT-urilor publice. Deja e o gândire, exact ce spuneți dumneavoastră, tot ce ne spuneți din teritoriu, știm și noi ce se întâmplă, să regândim această lege a IT-urilor publice care să fie favorabilă dezvoltării României, nu al cuiva. Gândim lucrul ăsta. Mulțumesc. Tot ce se întâmplă la acest moment în județul Neamț. Se repară drumurile. Un singur aspect o să vă rugăm să mai aveți în vedere, trecerile la nivel cu calea ferată, de pe drumurile care intersectează căile ferate, pentru că odată nu au vizibilitate, a doua sunt foarte stricate, cel puțin la ieșirea din Roman spre Iași, acea cale ferată, acea trecere la nivel cu calea ferată, e reparată de nenumărate ori și tot bună. Aici vă răspund eu, așa cum știți, suntem într-un program amplu de reabilitare și a drumurilor naționale din județul Neamț. Chiar acum se lucrează pe tronsonul de drum care leagă Romanul de Vaslui. Am avut discuția asta atunci când a fost în județul Neamț domnul ministru, fostul ministru al transporturilor PUC, cu domnul Laicu, directorul Direcției Regionale Iași. Și am discutat inclusiv despre acest aspect, trecerea la nivel cu cale ferată pe drumurile naționale, și am promisiuni că și această problemă va fi rezolvată. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule președinte Iaseni, cum veți rezolva apărută pe piața porții de mâncă? Adică cu cine veți lucrate? Știți că au rămas șantierile fără meseriași? Doamnă, vă spun sincer că asta discutam dimineață cu domnul viceprim-ministru, că noi o să avem anul viitor, cel puțin, investițiile în România vor exploda. Și suntem puțin îngrijorați, ca să fim foarte corecți, de forța de muncă și de firmele puternice care vor reuși să lucreze pe atât de multe investiții. Eu mă gândesc doar la județul Neamț, dacă vorbim de investiții. Am doar eu pe Consiliul Județean 57 de proiecte, plus colegii mei primari în fiecare comună au drumul județean, reabilitare, a rețelei de apă, canal, plus avem POIM-ul pe compania județeană de apă. Nu știu, eu sper ca în județ la noi constructorii să se mobilizeze, să se asocieze și să reușească să contracteze aceste lucrări. Nu, știți cum stau lucrurile. Vedeți, nu sunt proiecte foarte mari. Dar nu sunt proiecte enorm de mărire, sunt proiecte mici, putem spune. Mici spre mediu sunt proiectele. Sigur, asta înseamnă și încurajarea capitalului românesc, dacă vreți, pentru că e complicat să ne batem la nivel de un proiect de infrastructură mare cu marile firme din Europa sau din altă zona lumii, păcând proiectele mici, asta am și gândit. Dăm de lucruri la firmele românești, pentru că, într-adevăr, firmele românești sunt mult mai multe și sunt românești până la urmă și eu cred că cu PNDL-ul, cu fondurile europene, cred că vom reuși să revitalizăm practic toate aceste companii mici, să le dăm de lucru și cred că nu o să fie o problemă. Din punctul meu de vedere, chiar dacă dumneavoastră spuneți că la Neamț, eu știu, s-ar putea să fie o problemă, cred că nu, la nivel de țară nu o să fie o problemă, pentru că practic încurajăm capitalul românesc. E o șansă, toate investițiile care le avem, până la urmă, încurajarea capitalului românesc în acest sens. Pentru că nu putem să ne batem la un nivel de autostradă, eu știu, pe nu știu câți kilometri, sigur, avem doar câteva firme care sunt la nivel,
mare, mondial, să spun, dar avem foarte, foarte multe companii mici care sunt convins că aceste proiecte le pot duce la bun sfârșit. Mă înțelea să spună dânsul, cine știe, știe că așa este, se și vede, mai ales cei dintre ăsta care lucrează de vreo 20 ceva de ani. Nu este președintele Arsenie primul președinte de Consiliul Județean care are un guvern în spate, dar este primul președinte care a dus atâția bani. Ce a contat? Ce elemente au contat? În afară de niște proiecte foarte bune, cât a contat proiectul, cât a contat locul pe care l-a făcut, în condițiile în care acum condițiile președintele Consiliului Județean Brăila spunea că n-a reușit să asfalteze niciun drum din acesta. Da, cred că aici contează foarte mult determinarea și felul în care vrei să-ți faci treaba acolo unde oamenii te-au ales să fii. Așa cum am spus, am o echipă foarte bună la Consiliul Județean Neamț. Ne-am făcut o strategie la începutul mandatului împreună și am spus, domnule, asta vrem să facem în mandatul ăsta de 4 ani de zile. Guvernul României n-a sprijinit doar Neamțul. Eu vă spun că toate județele din România au primit finanțări consistente pentru a reabilita și a moderniza infrastructura din județele respective. Referitor la Neamț, așa cum am spus, cred că era timpul ca și Neamțul să fie județul unde investițiile să vină și să facă viața nemțenilor mai bună. Și am spus încă de la început că o prioritate pentru mandatul meu de președinte este, în primul rând, sănătatea, domeniul sănătății din județul Neamț și, așa cum știți, domnule viceprim-ministru, prin PNDL avem 54 de milioane de lei alocați Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț pentru a construi 8.000 de metri pătrați de spital, o aripă a Spitalului Județean Neamț, pentru că spitalul vechi și secția de oncologie vor intra într-un amplu program de reabilitare prin Compania Națională de Investiții. De asemenea, sunt investiții aprobate de Guvernul României. După care am spus-o și dumneavoastră și tuturor că infrastructura județului Neamț este o prioritate de asemenea pentru mine și asta facem. Vreau ca după mandatul meu de 4 ani de zile să spun că am lăsat un județ cu o infrastructură pusă la punct și pentru că noi suntem un județ turistic și dacă nu reușim să facem din infrastructura județului o infrastructură foarte bună, să avem un aflux de turiști în județul Neamț, nu știu cum reușim să dezvoltăm județul. Sigur că și investițiile pe industrie ne interesează și vor veni, avem în plan, așa cum am știți și dumneavoastră, înființarea unui parc industrial în județul Neamț. Suntem deja în discuții foarte avansate. Avem deja un studiu de oportunitate și de fezabilitate aprobat în Consiliul Județean Neamț și lucrăm la asta. Dar eu cred în continuare că turismul este ramura care ne va propulsa în sus și că Neamțul are ce să ofere din punctul ăsta de vedere tuturor turiștilor. Eu vreau să mai completez pe domnul președinte puțin, să spun, de fapt, am spus la început, vorbim pe PNDL, mai partea a doua, vorbim de 30 de miliarde de lei, vorbim, domnul ministru Nica, programul operațional regional, vorbim de peste 1 miliarde de euro, deci sunt sume, dacă vreți, consistente din acest punct de vedere pentru tot ce înseamnă infrastructură. Și domnul ministru Nica a plecat foarte rapid, e și tânăr, a plecat foarte rapid și sunt convins că fondurile europene deja, cred că nu ne apucă 2020 și vom reuși să le absorbim, cum spunem noi. Și PNDL-ul funcționează în ritmul care funcționează, deci eu cred că în 2020, într-adevăr, nu numai județul Neamț, toate domnule președintele și toate județele, cred că vor arăta altfel din punct de vedere al infrastructurii. Întrebarea mea pentru domnul ministru Stănescu, vă rog, ați
ați vorbit despre proiectele implementate de Consiliul Județean, ne-am spus PNDL 2, ați amintit parțial și despre PNDL 1 și a spus că 20% dintre proiectele de la nivelul județului Neamț mai trebuie finalizate. Păi mai este un an, un an și. Care este situația semnării contractelor de la nivelul PNDL 2 din partea celorlalte OAT-uri din județ, a primăriilor? Sigur, suntem în grafic. Marea parte cred că s-au semnat, domnul președinte știe, marea parte s-au semnat. Sigur, mai sunt adus anumite documente, dar din acest punct de vedere nu avem nicio problemă, pentru că termenul chiar îl mai putem prelungi. Chiar dacă noi am dat un termen până la sfârșitul lunii prin noiembrie, chiar îl putem prelungi și nu vor fi pierdiți din acest punct de vedere, că a venit cu 3 zile mai târziu și un ăsta un document și nu semnăm contract. Eu sunt convins că contractele până la sfârșitul acestui an se vor semna la nivel de țară în totalitate, cred că se vor semna. Adică vor fi contracte, tot ce au contractat toate autorii din această țară, până la 31 decembrie vor fi semnate toate contractele pe PNDL 2. Nu cred că sunt probleme. Și cum se va proceda? Pentru că sunt probleme multe anuale acestea, dar în interesul primarilor va fi evident să demareze cât mai repede lucrările. Dacă la un moment dat veți avea o aglomerare foarte mare de cereri de plată din partea primăriilor din țară, cum se va proceda? Pentru că totuși vorbim de probleme multianuale. Nu s-a angajat nimeni. Sigur. Sigur, sunt programe multianuale. De fiecare dată, de fiecare am gândit acest lucru. Și vă dau un exemplu. Anul trecut, pe PNDL 1, s-au cheltuit 2 miliarde de lei. Anul ăsta, în buget o să vedeți, sunt alocați aproape toți banii pentru PNDL 1 și o sumă consistentă pentru PNDL 2. Dacă nu găsim soluții. Sunt soluții. În buget sunt soluții să nu întârziem cu nimic pe PNDL 2, e hotărât și prim-ministru și tot guvernul, toți, să nu întârziem nicio plată mai mult de 2 săptămâni. Atunci când am venit cu facturi, imediat, maxim 2 săptămâni, se vede contă. Vom găsi soluții în acest punct de vedere. Deci nimeni să nu-și facă grijă, niciun constructor, să nu-și facă grijă în acest punct de vedere, pentru că acest lucru vă asigur că e rezolvat și mai viu la Neamț. Și dacă mai viu la Neamț, o să-mi spuneți, o să-mi bate tot brațul, dacă nu-i așa, dar să vii spuneți ca așa, cum spun eu. Și ca o întrebare de follow, pentru că s-a vorbit despre calitatea lucrurilor, nu sunt bani europeni și monitorizarea este altfel decât în cadrul proiectelor europene, dar este nevoie de o monitorizare pentru a se vedea dacă banii din bugetul statului, adică banii noștri ai tuturor, sunt folosiți cum trebuie. Și există monitorizare. Cred că abordarea e greșită dumneavoastră. În ce sens? Păi și banii europeni sunt tot banii României, adică despre ce vorbim? Până îi primim de la comisie. Îi primim de la comisie, sunt banii români. Da. Poate să existe diferență de abordare, că sunt bani veniți fonduri europene și banii din bugetul de stat. Nu, cred că abordarea e greșită. Greșită abordare. Monitorizarea există pe toate investițiile, indiferent că vorbim de fonduri europene sau fonduri guvernamentale. Avem echipe de monitorizare pe toate investițiile din județ. De-aia, colega dumneavoastră a pus o întrebare foarte bună vis-a-vis de prețul cu care se adjudică licitațiile. Și acolo unde sunt licitații adjudecate cu prețuri foarte mici, chiar facem o monitorizare foarte atentă, pentru că vrem să vedem calitatea execuției lucrărilor. Și ar exista posibilitatea de a încheia, să spunem, sau să facem o listă a firmelor cu bulină neagră și bulină roșie, în cazul în care... Adică vom vedea în perioada următoare. Nu știu, cu atenționări suplimentare atunci când nu și-au făcut treaba. Vom vedea. Lucru mai complicat aici. Da. Dacă mai aveți și alte întrebări. Dacă nu, atunci eu vă mulțumesc pentru interesul pe care l-ați manifestat și vă urez o zi bună. De asemenea, mulțumesc domnilor miniștri pentru vizita în județ și întotdeauna Neamțul îi va primi cu căldură, pentru că aici la Neamț, noi nemțeni suntem oameni care știm să fim gazde bune și mai ales când primim vizita națiilor oficiale ai Guvernului României prin astfel de
proiecte. De eveniment. Da, mulțumesc. Mulțumim.